Dar noi mergem mai departe cu cea care este supranumită cântăreața roșcată. A fost la un pas să se mărite cu un faimos sportiv, este mămică sexy, dar și femeie de succes. Se poate lăuda cu un bar mai ceva ca în Dallas și cu o casă plină de culori tari. Însă a avut o viață palpitantă care ascunde multe secrete terifiante. Povestea incredibilă a Nicoletei Delinescu, cunoscută ca Păpușa din Banat, chiar acum. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem acasă la Nicoleta Delinescu, una dintre cele mai frumoase interprete din Banat. Priviți-o pe Nico Delinescu. Cum arată, doamnelor și domnilor, s-a schimbat. E cascoasă din cutie, o adevărată păpușă din Banat. Yes, o păpușă cu glas fantastic, bust bombastic și piele mai strălucitoare decât sideful. O amazoană roșcovană, stăpână într-o reședință cortină. Wow, ce priveliște aici pe terasă, la Nico. Aici te relaxezi, îți bei cafeaua, mă ne apuci. Da, când prind răsăriturile acasă. Asta este locul. Cred că vecinii tăi sunt cei mai încântați când te văd aici pe terasă, în toată splendoarea. Să știi că, uite, le-am închis priveliștea. La o parte. Pentru că vorba ta avea o priveliște prea... generoasă. Da, asta este locușorul meu de relax pentru dimineață. Tu ai ales aceste plăntuțe, le-ai primit cadou. Da, când eu mai am pus să le uzi, că mie mor toate florile. Să știi că nu am foarte multe, tocmai pentru asta, că nu sunt mult plecată și nu pot să am grijă. Multe dintre plantele am pe hol, afară. Înțelegi că acolo mai trece cât un vecin, le mai udă. Foarte colorat, așa, foarte multe detalii, lucruri dragi. Da, lucruri, exact. Uite, sunt curioasă dacă îți place să gătești. Mie îmi place să gătesc, dar numai bine, că nu, să gătești sau să te gătești? Mai mult să mă gătesc decât să gătesc. Asta am constatat și noi din prima clipă. Iar dacă tot am pomenit de gătit, am aflat și secretul focoasei mămici. Un real sex simbol al Banatului, atentă mereu la imagine și la siluete. Pentru că și în urmă cu ani buni, diva din Banat, chiar dacă arăta total diferit, se mândrea în clipuri cu un trup de sirenă. Să ne întoarcem însă de la Mare Albastră la bucătărie. În premieră deschidem frigiderul faimoasei artiste. Wow! Apă, fructe, lapte, laptele multe de bază. Fructe, mere, portocale, mandarine, da, de toate, vezi. Avem lămâi. Asta e. Legume, fructe, lapte. Nici o oală cu ciorbă, Nico? Da. Am nu. Înțeles. Nici o tocăniță? Nu. Ia să vedem, poate ceva. Ce... dulciuri, legume, fructe. Nu. E neatins. Nou-nouț. Descoperim în casa divei cu păr de foc și un bar personalizat. Mai ceva ca în Dallas. Ia uite ce avem aici. Prezintă-ne tu! Deci eu n-am mai văzut la nimeni așa colecție la toate evenimentele. Le ții așa la loc de cinste. Da, este toate o parte din, tale. Din colecția de la evenimente, de la nunți. Da, de peste tot am câte ceva, dar în mare parte sunt de la evenimente. Adică sunt primite, să nu credeți că nu. Ele sunt primite, sunt aici. Sunt de câțiva ani buni. Nu am cu cine se să le vede teamă. Că lipsește partea masculină din familie. Să știi. Trecem însă de la zona bahică la cea spirituală. Pulsul tău de suflet. Și am rămas efectiv impresionată în momentul când am intrat în casă și am dat cu ochiul de aceste icoane. De unde le ai? Da, draga mea, acesta este locul meu de suflet, cel mai frumos. Aici eu mă liniștesc, aici eu vorbesc cu Doamne. Sunt aduse de la
mai multe mănăstiri. Bineînțeles, ți-am spus că am fost în mai multe țări. Ce icoană spune o poveste așa în acest moment? Care ți-e cea mai dragă? Bine, să spun că toate icoanele au o poveste, da. Aici îl avem pe Sfântul Vasilie de la Ostrog. La mănăstirea aceasta m-am rugat eu cel mai mult când îmi doream un copil. Și când am venit de la mănăstirea aceasta, am rămas însărcinată. Ți-i post? Da, da. Țin și post. Obiectele sfinte nu lipsesc nici din livingul Mandarina, unde inimile tronează de la divan până la tavan. Care este povestea acestei case? Povestea... Cine te-a ajutat să decorezi? Da, căsuța o am dinainte de a fi mămică, o casă de burlăciță, care n-am reușit să o mai schimb între timp. Eu singură mi-am luat-o. Culoarea da, portocaliu este culoarea ta preferată? Văd că și nuanța părului. Da, sunt culori vii, adică sunt... Culori calde, așa, ca sufletul tău. Așa simțeam la vremea respectivă când am luat apartamentul, eu mi l-am decorat. Peste tot ai peste... pus tu amprenta. Da. Și uite, mă uitam aici la măsuța un îngeraș și dedesubt un elefant, ceva. Îți place ce ține de feng shui, de această artă? Te-ai stau pur și simplu, s-a nimerit. L-am și primit. Și mi-a scăpat ceva. O pernuță așa de Da, este suflet. O pernuță, este o ședință foto pe care am făcut-o când avea Andrei un an. Totul plin de viață, totul colorat. Acum începe să-mi bată inima mai tare mie, dar nu știu ce o să fie așa în mintea domnilor de acolo, de acasă, pentru că vom păși în dormitor. Inima mea bate pentru tine. Dau cu ochii de acest tavan de senzație, doamnelor și domnilor, o inimă. Ești o persoană romantică? Nu se vede. Se vede. Da, și îmi place roșu foarte mult. Și mai ales în dormitor dă bine, văd și draperiile și această inimă. E într-adevăr Dar wow! Inimioare peste tot. Da, foarte multe inimioare și în pat. Da, sunt și o persoană plină de viață. Dormitorul minune ascunde dulapuri cu sute de sandale multicolore, zeci de rochii pline de pietre. Din latex, paiete în nuanțe diferite, dar și kilograme de bijuterii. Cred că acum toate doamnele de acasă, în frunte cu mine, sunt invidioase pe colecția ta. Deci, așa aranjate la linie, eu trebuie să iau de la tine așa niște învățături. Am avut timp în perioada asta să fac și o mică curățenie. Și să mai iau din ele, că erau mult mai multe. Chiar așa, mult ca la magazin, multe. Ești pasionată și iată, sunt, aici sunt, exact da. Numele tău. Da. Dar ceea ce ați văzut e nimic, pentru că ce urmează vă va agita și mai tare pupilele, deoarece starleta cu trupul parcă sculptat și lăcuit ne-a arătat piese de top din garderoba de Lady Barbie. O să-ți arăt o mică parte, o foarte mică parte din ele, pentru că sunt împărțite prin toate camerele. Hainele, am sandale, pantofi care încă nu am apucat să le port. Am foarte multe rochițe mulate. Mă ajută fizicul și atunci ar fi păcat să am 10, cred că peste 100 de rochițe mulate. Hai să facem o ținută pentru primul eveniment la care vei cânta. Uite o rochiță care mi-a place mie foarte mult. În general, să știi că îmi fac rochițele. Le fac așa cum îmi plac mie. Și asta e o rochiță pe care eu o iubesc foarte mult. Văd și dantele sunt și foarte multe, paiete, da. Tot ce vrei sunt, să... Ți-am zis, astea sunt o mică parte. Asta este rochița de Revelion. Wow! Care am avut-o doar la Revelion cu... Sacoa este o rochie care mi este dragă mie tare mult. Este o rochie lungă care... Deci pe așa corp, doar imaginați-vă. Acum trebuie să vă puneți mintea la contribuție
cam cum ar arăta. Vreau să scot o cim peste tot. Iată, rochiță tot făcută. Ți-am zis că eu fac rochițele. Fac așa după gustul meu, după stilul meu. Majoritatea sunt... Aia de Revelion a fost mai... Mai serioasă, mai sobră, da, dar în rest toate sunt decoltate, mulate. Decoltate, mulate. La întuneric, uite o rochiță să nu care scoase. N-a purtat-o niciodată. Dacă n-ai purtat-o niciodată, noi te rugăm să o îmbraci în momentele următoare. După ce provocarea a fost acceptată, Roxana Vașniuc a profitat de ocazie și a mai cotrobăit puțin prin debara și prin cameră și în loc de conserve a găsit obiecte deloc comestibile. Doar genți, eșarfe, pantofi și aici. Deci cred că o să mă omoare când vede că am intrat și în debara și în cămară. Aici trebuia să fie saci cu ceapă, cu cartofi, dar de unde? Dichisita noastră are genți și haine peste tot. Ca o femeie ce se respectă. Haideți să vedem dacă s-a schimbat. Privit-o pe Nico Delinescu, cum arată, doamnelor și domnilor, s-a schimbat. Nico, fă câțiva pași în față, pentru că eu o să mă dau la o parte. Să te vadă lumea cât de frumoasă, da, de strălucitoare ești tu. O rochiță nepurtată, niște pantofi nepurtați care mă strâng. Și pe noi ne-a cam strâns inima când am văzut o asemenea apariție. Așa că am rugat-o pe celebra artistă, stăpână pe o duzină de pantofi curcubeu și poșete de toate nuanțele, să revină la ținuta mai comodă în care am găsit-o. Iar la o șuietă i-am aflat povestea incredibilă de viață. Copilăria mea s-a transformat foarte repede în maturitate, înțelegi? Din primul an de liceu, așa mi-amintesc, deja mergeam la evenimente, mă refer nu la spectacole din astea, concursuri, că astea mult, de mai mult timp, de mică începusem. Dar de la 14-15 ani deja... Îți câștigai câștigam... primii tăi bani. Exact. Mergeam la nunți, la botezuri, la petreceri. În timpul liceului, în clasa unde eram eu, eram cea mai... cu bani, să zic așa. Cea mai bine îmbrăcată, cea mai aranjată, pentru că tu și munceai spre deosebire. Da, eu munceam exact. Și atunci tot timpul aveam bani, tot timpul veneam de la evenimente cu sticlele cu suc, ca să nu spun ce fel de suc, cu pachetele cu prăjituri. Toată clasa servea din ce aduceam de la evenimente. Mi-amintesc că de multe ori dormeam în bancă. În timpul liceului, da. Dar nu știu, vreo dragoste prin liceu? Prima dragoste unde am fost cerută în căsătorie. Nu mai mi-amintesc așa cu detalii, dar a fost o dragoste frumoasă care s-a sfârșit tragic. Mi-amintesc de fapt sfârșitul, știi? Adică totdeauna când mă întreabă cineva... Mi-amintesc și clipele frumoase, dar cel mai mult îmi amintesc clipa aia tragică când soțul meu a murit la mine în brațe. Dar care a fost cel mai frumos moment alături de el? Cel mai frumos? Nunta, bineînțeles, când am fost mireasă. Spuneai că ți-a murit în brațe. Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat acasă. Eram la masă, chiar eram la masă. Venise de la firmă, luam masa de prânz. I s-a făcut rău, am mers la baie, am văzut că nu mai vine. Am mers la baie și momentul ăla a fost când a căzut la mine în brațe și acolo a rămas. Am țipat, el efectiv mi-a căzut în brațe și așa a rămas. Așa a fost predestinat ca el să-și dea sufletul la mine în brațe și efectiv să moară cu mine și lângă mine. Anii ce au urmat am fost, acum sunt mai detașată pentru că a venit copilul, am avut altă iubire, altă viață, dar în perioada aceea eram prezent acolo. Deci mergeam și stăteam în cimitir nopțile. Așa simțeam. Dumnezeu ți-a dat putere? Da, am trecut peste. La un an de zile A apărut tatăl copilului tău. Da. Care m-a ajutat să... Să depășești mai ușor această perioadă. Da. Pentru asta îi mulțumesc și
sunt într-o relație foarte frumoasă cu el și voi fi toată viața. Pentru că a fost omul potrivit la locul potrivit. Cum chiar ai cunoscut pe faimosul Cătălin Cazacu? Da, eram la cântat. Eram la cântat. El m-a observat. Eu eram puțin mai reticentă, mai... Nu eram deschisă unei relații. El a fost foarte insistent, foarte iubitor. Tot ce am vrut să aud, mi-a spus. Tot ce am vrut să fac, a făcut. Care este cea mai frumoasă, nu știu, declarație sau un gest de dragoste primit de-a lungul vieții? Păi au fost multe gesturi. Flori. Multe gesturi. Ce mi-a plăcut... cel mai mult, uite, la Cătălin, să dau un exemplu, în fiecare seară, fiecare zi, în fiecare seară, dacă întârzia și venea seara, mi-aducea flori. Fiecare noapte, când mă trezeam, sau asta, era câte un trandafir pe pernă, m-a cerut și în căsătorie, a insistat cu căsătoria. Eu am spus da tot timpul, adică chiar mă îndrăgostisem, chiar vroiam să-mi refac viața. N-am ajuns să se întâmple. În primul an, până mi-am rezolvat eu, până așa, când m-a cerut Cătălin în căsătorie, chiar nu puteam merge la primărie, că efectiv nu se putea. Eu cu soțul meu care a murit, am fost căsătoriți în Germania, eram pe numele lui și nebunie cu actele, cu numele fostului. Așa a trecut aproape 3 ani. Dar cât timp ai devenit mamă? Păi, așa, după vreo 2 ani jumate, 3 ani. Mi-am dorit foarte, foarte mult copil, fără dar și poate. Cele mai frumoase momente. Când ai văzut copil, emoții. Da, da. Am avut o sarcină foarte ușoară, foarte frumoasă. Eu eram foarte fericită. Cătălin era aproape de tine? Foarte... Au început, de atunci au început discuțiile, exact. Eu eram în lumea mea, am plecat în vacanțe, pelerinaje. L-ai amuzat de capul lui. Exact, el era cu concursurile, el avea viața lui. Nu, nu, nu mai cred în bărbați frumoși, vreau să-i fac să fie toți geloși. Am pus copilul pe lume, da. El cum a reacționat? El a zis, dacă e băiat, numai să fie băiat. A fost și băiat și seamănă... Leit. Din toate punctele de vedere. De la tine n-a luat nimic. Deci, pe cuvânt. Copilul, cum este? Cu cine seamănă mai mult? Ai spus că fizic cu el. A luat de la tine, nu știu, talentul. Ce inclinații are? El are multe inclinații. Nu știm până la urmă... Chiar acum suntem în discuții că vrea motor și vrea motor. Oare cu cine o semăna acum când mă gândesc? Și am luat ATV-ul ca să fie pe 4 roți, acum de ziua lui. Dar tot insistă la motor. Până acum n-a avut. Până acum nu. Ba, vrea să facă bucătar, bea fotbalist. Ei, ba, înțelege, a trecut prin toate. Ce vârstă are? 10 face. 10 ani. E un copil năzdrăvan, dar să știi că cu minte. Relația noastră frumoasă e cea mai importantă pentru copil. Indiferent că noi ne-am despărțit, noi suntem oarecum apropiați, apropiați de dragul, exact, și familiile noastre, la fel. Când ai pus punct relației? Când n-ai mai putut? După botez am avut o tentativă. Dar am continuat, am zis, am luptat pentru relația asta și ne-am despărțit după ce am tăiat moțul, adică după ce a pus capac petrecerea de relații. Un an. Că presupun că a fost. Păi, ce pune capac la toate relațiile lui? A apărut altcineva. Exact. Ne-am certat atunci ca fiecare. Relația noastră apoi a devenit... Prietenească. Prietenească, da. Și am considerat că e mai bine așa. Într-o relație, ce nu ai accepta? Că am acceptat cam multe. Ai făcut multe compromisuri. Da, am acceptat multe de dragul de a avea o familie și avea copilul tată lângă el. Le-am acceptat. Da, bine, bătaia, doamne ferește, asta nu...
Nu cred că aș accepta, pentru că nici n-am luat nicio palmă în viața mea. Cătălin a fost bărbatul care... Te-a împlinit ca femeie. Care m-a împlinit, exact, ca și femeie, ca și mamă. Rodul iubirii noastre este Andrei și el e cel mai important. Nu mi-am mai refăcut viața, adică oarecum nu mi-am mai dorit. Am fost bine, mireasă, tu cu tine, am ai copil, ai tu ce... Am trecut prin toate, frumoasă, ai o carieră frumoasă. Exact, am trecut prin toate etapele astea și atunci mi-am axat toată atenția pe carieră. Avem bani, suntem frumoase, suntem pline de figuri. Bărbații să stea deoparte, că noi nu vrem aventuri. Unde pășești, faci ravagii. De ce să nu recunoaștem? Ești o femeie foarte frumoasă. Cam da. Cât cheltuiești tu pe lună? Da, mai bine nu întrebam. Întreținerea e scumpă. 1000 de euro. Yeah. Depinde, da. Depinde. De lună. De lună, da. Necesită. Și din toate punctele de vedere sunt cheltuieli. Adică sunt cheltuieli și pentru fizic, și pentru ținute, și de la vârstă trebuie să investești în fizic. Da, iată, că tu le investești așa, cu folos. Păi, normal. Asta e un mare lucru, să știi ce investești și cum investești. Normal. Am ținut tot timpul la imaginea mea. Tot timpul, tot de mică fiind, mi-a plăcut să am cochetat așa cu tot ce e frumos. Mamacita, que bonita. Mamacita. Ella no le va nunca tumba. Siempre anda lista para la rumba. Am tot ce... Cred că tot ce mi-am dorit de la viață. Dacă mi-aș mai fi dorit ceva pe lumea asta, ar fi fost o fetiță. Ce fericit mire și câtă iubire se vede pe față a lui fericire. Frumoase mireasa, dulce îi nănașa, joacă, nu le pasă, fac nuntă frumoasă. Opt și așa se joace mire.